Salutare la toată lumea! Bine ați venit pe canalul meu! Dacă nu ești abonat, o poți face acum apăsând butonul de abonare, dar și notificări. Iar dacă crezi că acest subiect îți oferă răspunsurile așteptate, dă-mi un like, lasă-mi un comentariu, să fie bine! În acest articol vom discuta despre Aeromonas și Pseudomonas, sau, mai pe înțelesul tuturor, putrezirea cozii și sau a aripioarelor. Simptome: înotătoare dezintegrate care pot ajunge chiar cioturi. Razele osoase din înotătoare sunt vizibile și există sânge pe marginea acestora din urmă. Zone înroșite la baza aripioarelor, ulcere de piele cu margini gri sau roșii, ochi încețoșați. Din cauza acestei boli, anumite părți ale corpului peștelui încep să fie roase, își pierd culoarea, putrezesc și ajung să dispară cu totul. Putrezirea cozii și a înotătoarelor pare a fi o infecție bacteriană a cozii, înotătoarelor, și poate avea drept cauză condiții de viață improprii, precum și alți pești din acvariu care agresează și mușcă din înotătoarele celorlalți pești. Bacteria vinovată pentru această boală aparține genului Aeromonas și Pseudomonas și se înmulțește într-un ritm alert în acvariile unde calitatea apei este proastă. Boala poate fi combătută permanent prin utilizarea remediului corect și prin îmbunătățirea parametrilor apei în același timp. Schimbările regulate ale apei reprezintă cea mai importantă măsură în acest sens. Putrezirea cozii și a înotătoarelor poate fi și un simptom al tuberculozei. Tratament: este recomandat să fie înlăturat orice tip de cărbune activ din filtru pe durata utilizării medicamentelor. Filtrele UV și aparatura de fertilizare cu CO2 trebuie de asemenea oprite. Asigurați-vă că dispozitivele de tip skimmer și generatoarele de ozon din apă sărată sunt oprite. Schimbați 50% din apă înainte de aplicarea oricărui medicament. Aerați acvariul folosind o pompă cu piatră de aer și filtrați pe timpul tratamentului. Deoarece mulți patogeni pot trăi în mediile de filtrare, este recomandat să curățați foarte atent filtrul, sau și mai bine să înlocuiți mediul de filtrare. Acvariul trebuie să fie foarte bine aerisit ori de câte ori lipsește filtrul. În timpul tratamentului, hrăniți peștii afectați cu mare atenție. Încercați să aflați cauza apariției infecției și să rezolvați problema. De asemenea, tratați apa peștilor cu antibiotice. Dacă adăugați în apă, folosiți 20-30 de mg per litru. Dacă peștele este tratat într-un acvariu comunitar, adăugați antibiotic în mâncare. În cazul mâncării tip fulgi, folosiți aproximativ 1% din antibiotice și amestecați cu grijă. Dacă țineți peștii flămânzi, ar trebui să mănânce cu poftă amestecul înainte ca antibioticul să se dizolve. Antibioticele se vând de obicei în capsule de 250 de mg. Dacă adăugați la 25 de grame de fulgi o capsulă, ar trebui să fie îndeajuns să tratați foarte mulți pești. Un antibiotic bun este cloromicitina, tetraciclina. Dacă hrăniți peștii cu mâncare congelată sau fărâmițată, încercați să folosiți același raport în cazul amestecului. Ca ultimă soluție, adăugați cel mult 10 mg de antibiotic la 1 litru de apă. De asemenea, corectați condițiile de viață improprii ale peștilor dacă este cazul. Cele mai importante valori de monitorizat și, dacă este necesar, de optimizat sunt duritatea carbonică, KH, pH-ul, amoniul, NH4, amoniacul, NH3. Utilizarea unui filtru UV ajută de asemenea la scăderea densității bacteriilor din acvariu și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale peștilor. Pentru a ajuta peștii să aibă suficiente rezerve de energie, este recomandat să dați peștilor vitamine de 2 ori pe săptămână. După tratament: după terminarea tratamentului cu medicamente, filtrați apa timp de 24 de ore folosind cărbunele activ pentru a înlătura resturile de medicamente. După aceea, cărbunele trebuie aruncat. Adăugarea unei soluții cu bacterii benefice în apa acvariului ajută la înlocuirea bacteriilor purificatoare care au fost probabil afectate în timpul tratamentului. Verificați în timpul tratamentului, dar și zilnic în primele zile după acesta, valorile de amoniac, amoniu și de nitriți. Dacă valorile nitriților sunt peste 0,5 mg per litru, este schimbată 50% din apă și adăugată soluție cu bacterii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci, apăsând butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest scurt articol, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere pe data viitoare!